vremea schimbătoare din această lună de bătăi de cap sibienilor. Succesiunea de anotimpuri dintr-o singură zi pune la grea încercare sănătatea oamenilor care dimineața sunt nevoiți să plece de acasă îmbrăcați gros și cu termosul cu ceai la ei, iar la prânz trebuie să dea ținuta de iarnă pe tricouri și pantaloni subțiri. Virozele, pneumoniile și chiar cazurile de COVID își fac simțită tot mai des prezența, iar oamenii ajung adesea la camera de gardă. Reprezentanții Spitalului Județean spun că numai în ceea ce privește SARS-CoV-2 au tratat în această lună numai puțin de 6 persoane. La serviciul UPU al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a început să crească numărul prezentărilor cu simptomatologie aferentă virozelor, pneumoniilor și infecțiilor COVID-19. Astfel, de la 1 octombrie și până în prezent au fost raportate 6 cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 și un pacient cu pneumonie. Un singur pacient a avut nevoie de internare, este vorba despre un bărbat infectat cu SARS-CoV-2 în vârstă de 69 de ani. Medicii recomandă vaccinarea antigripală, mai ales în cazul celor care au afecțiuni cronice ori sunt în etate. Și asta pentru că sunt situații în care un banal virus gripal poate da complicații severe ce pot duce la deces. Persoanele sensibile sunt sfătuite să evite aglomerările umane și să poarte mască în spații publice. La fel și cele care s-au îmbolnăvit, însă nu pot rămâne acasă pentru recuperare. Pentru a preveni îmbolnăvirile, se recomandă consumul de alimente care conțin vitamina C, astfel încât imunitatea să primească ajutorul de care are nevoie în anotimpul rece. De asemenea, se recomandă acordarea unei atenții deosebite alimentației. Aceasta trebuie să fie compusă din fructe și legume proaspete. În caz de îmbolnăvire, se recomandă consultul medicului de familie încă de la primele simptome. O boală diagnosticată și tratată corect încă de la început se vindecă mai ușor. Automedicația, mai ales cea cu antibiotice, este contraindicată, mai ales în cazul răcelilor de sezon. Armata română a pus gând rău dronelor care intră fără drept în țara noastră. Se apropie de 10 numărul situațiilor în care drone rusești cu destinația inițială Ucraina au survolat spațiul aerian românesc, ba unele chiar s-au prăbușit aici. În consecință, Ministerul Apărării Naționale a venit în sfârșit cu un proiect de lege menit să stabilească cine ce trebuie să facă atunci când cerul devine nesigur. Proiectul a fost pus în dezbatere începând de săptămâna aceasta. În documentul publicat se arată că dronele fără pilot care ajung ilegal pe teritoriul țării noastre pot fi distruse sau anihilate. Acestea vor putea fi distruse fie cu mijloace de apărare aeriană, inclusiv cu cele ale statelor aliate. Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României și zboară în spațiul aerian național, fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia poate fi luat sub control, arată proiectul de lege. Printre măsurile propuse se numără preluarea controlului sau neutralizarea dronei prin dezactivarea funcțiilor de comunicație, control și comandă și chiar distrugerea acestora dacă este necesar. În ceea ce privește aeronavele cu pilot, pașii sunt cei mai complexi și presupun realizarea de conexiuni radio, interceptări și se merge până la executarea focului de avertisment, ori a celui de distrugere în cazul celor ostile. În ciuda calmului proverbial, sibienii par să fie aprigi la mânie. Dovadă stau statisticile realizate de către reprezentanții IPJ Sibiu. Acestea spun că în primele 9 luni ale acestui an, aproape toate tipurile de violență înregistrate au fost în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, avem mai multe cazuri de violență în familie, mai multe cazuri de hărțuire, mai multe cazuri de amenințare și mai multe de abandon familial. Infracțiunile de lovire sau de violență, 50%, respectiv 342 fapte și abandonul de familie 14,3%. După locul comiterii, situația se prezintă astfel, 411 au fost comise în mediul urban și 269 în mediul rural, 496 la domiciliu, 184 în spațiul public. Structurarea pe categoria subiecților infracțiunilor, care constituie și fapte de violență domestică, evidențiată în situația statistică, relevă faptul că din totalul celor 690 de autori de infracțiuni, 599, 86% sunt bărbați, în creștere față de 10% față de aceeași perioadă anului trecut, 83% sunt femei, de asemenea creștere cu 18%. Un procent de 8,11%, 56% dintre autori se aflau sub influența băuturilor alcoolice la momentul comiterii faptelor. Din totalul de 726 victime ale infracțiunilor, 90% sunt bărbați, reprezentând 12,3%, iar 486 sunt femei. În ceea ce privește minori, 20% dintre victime fac parte din această categorie, respectiv 150, în creștere cu aproape 40%. Referitor la calitatea victimei în raport cu agresorul, s-a constatat că în 209 cazuri acesta este soț, soție sau foști soți,
în scădere cu aproape 8%. Actual s-au fost parteneri în creștere cu 25%. În 46 de situații, părinte, tutor legal. În 159 de situații, fiu, fiică. Și în alte 86 de cazuri, alte relații de familie. În mod surprinzător, cele mai multe infracțiuni de acest tip se întâmplă în mediul urban. Din cele aproape 700 de fapte de violență, 411 au fost în orașe, în creștere cu aproape 25%. 184 dintre altercații au avut loc în spațiul public. În aproape 90% din cazuri, agresorii sunt bărbați. În ceea ce privește relația dintre victime și agresori, în cele mai multe cazuri este vorba despre soți. Atunci când situația a impus-o, s-au eliberat ordine de protecție. Ordinele de protecție. Implementarea ordinelor de protecție provizorii în aplicația Interdit Plus și punerea în executare acestora s-a realizat potrivit prevederilor dispoziției comune din 2019. În perioada analizată au fost emise de către instanțele judecătorești 166 ordine de protecție cu 6,7 mai puține față de perioada similară a anului trecut, 85 din totalul acestora fiind provenite din ordinele de protecție provizorii emise de polițiști. Cele mai multe, 88, reprezentând 53% din totalul acestor, au fost emise la solicitarea procurorului, 78% la solicitarea victimelor și 0% la solicitarea altor instituții abilitate. Polițiștii vor să le reamintească tuturor sibienilor aflați în dificultate că pot folosi cu încredere numărul unic de urgență 112. Aici vor găsi personal specializat dornic să îi ajute și să îi protejeze. În plus, în Sibiu există centre unde victimele se pot refugia și pot fi ajutate să își pună ordine în viață, departe de influența agresorului. Cele mai multe ordine de protecție au prevăzut obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime, determinate față de victimă, față de membrii familiei, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, 128, sau evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate. Parte dintre elevii de la Onisif Orghibuș vor muta cursurile în structuri modulare. Acestea vor fi amplasate chiar în curtea unității de învățământ. Mutarea claselor este necesară pentru a permite realizarea unor lucrări de mare anvergură la clădirea în care funcționează acum liceul. Mai exact, este vorba despre o investiție de reabilitare energetică, investiție pentru care a fost deja semnat contractul de finanțare. Valoarea acesteia este de aproape 14 milioane de lei, iar majoritatea fondurilor provin din PNRR. Primăria Sibiu a semnat contractul pentru modernizarea clădirii liceului Onisif Orghibu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice. Investiția în valoare de 13,8 milioane de lei presupune lucrări de eficientizare a rețelelor de utilități din clădire, instalarea unui sistem inteligent de gestionare și monitorizare a consumurilor. Lucrările se vor întinde pe o perioadă de 11 luni, iar ordinul de începere acestora va fi emis cel mai probabil săptămâna aceasta. Lucrările presupun reabilitarea acoperișului, a sistemului de captare a apelor pluviale, instalare de panouri fotovoltaice pentru energie electrică, înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu pompe, amenajarea instalațiilor de ventilare, modernizarea instalațiilor electrice, lucrări la instalațiile de stingere a incendiilor, termoizolarea clădirii, realizarea unui sistem de comandă inteligent care să prevină risipa, dar și lucrări în jurul clădirii. Consiliul Județean modernizează drumul județean 106G, care face legătura între Miercurea Sibiului și Idealul Bogatului. Reprezentanții administrației județene spun că acesta este ultimul drum nemodernizat încă din țara Secașelor. Investiția pentru care contractul de finanțare s-a semnat chiar marți se ridică la aproape 75 de milioane de lei. La sediul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a fost semnat contractul de finanțare a investiției modernizarea drumului județean 106G, intersecție DN1 Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, drumul comunal 72 Ludoș Gusu, intersecția drumul județean 107B și relocarea utilităților, prin care sunt alocate fonduri nerambursabile necesare investiției în sumă de 74,44 de milioane de lei. Acestora li se vor adăuga cofinanțare de 1,95 de milioane de lei pe care Consiliul Județean Sibiu o va aloca din bugetul propriu, au anunțat oficialii Consiliului Județean. Din fondurile obținute se va reface structura drumului, vor fi executate lucrări de consolidare în zonele afectate de alunecările de teren, va fi înlocuit sistemul de semnalizare și protecție, iar în localități vor fi amenajate poduri, podețe, accesuri către proprietăți,
trotoare pietonale și rigole de preluare a apelor pluviale. Investiția are deja obținut autorizația de construire, iar firma câștigătoare a licitației se ocupă deja de proiectul tehnic. Acesta urmează să fie gata până la finele anului. Următorii pași în derularea proiectului vor fi obținerea documentației tehnice și lansarea licitațiilor pentru execuție. Cel mai probabil munca efectivă în teren va începe în primăvara anului viitor.